Ne aflăm în fața ultimului meci din sezonul regulat al echipei UTA din acest campionat. Ne aflăm în studioul UTA TV, unde amenajat aici undeva deasupra tribunei întâi. Pe geam vedem ambele echipe, UTA și CSM Ioveni, cum se încălzesc și mă aflu alături de managerul clubului UTA, Attila Brășovski, pe care aș dori să le rog să comenteze puțin importanța meciului de astăzi, atât din punct de vedere sportiv, cât și din punct de vedere financiar. Bună, Luci, bună tuturor! Da, într-adevăr, ne aflăm înaintea ultimului joc. Sperăm să aducem cele 3 puncte, pentru că asta este important din punct de vedere sportiv, să strângem cât mai multe puncte care, din păcate, după această etapă se vor înjumătăți și de acolo vor începe problemele. Iar din punct de vedere economic, să zicem așa, pentru club, într-adevăr este un meci care implică foarte mulți bani la mijloc. Ideea că în funcție de ce loc se termină în clasament după această etapă, în funcție de aceea se vor primi și bani de la ligă pentru drepturile de televiziune. Deci am văzut diferența de la un loc la celălalt ar fi undeva la 65.000 de euro, bani frumoși pentru orice club din Liga 1. Da, bineînțeles, mai ales că te gândești că este vorba de poate chiar diferență de un gol s-ar putea să fie până la urmă urmei acei 65.000 de euro, dacă stăm să o socotim. Pentru că în momentul de față, locul 7 este clar adjudecat de către Botoșani sau FC Argeș. Și pentru noi rămâne locul, ca și țintă, locul 8, în care se mai află în acea situație și Rapidul și Șepși. Rapidul care teoretic are un meci, cel puțin pe hârtie, mult mai ușor decât avem noi astăzi. Da, dacă luăm așa pe hârtie, da, dar dacă ne uităm un pic la forma celor de la Clinceni, nu cred că o să fie un meci de unul solist. În care sau cu Rapid, goluri multe. Sau cu goluri multe, pentru că și celor de la Clinceni le este de ajutor cât mai multe puncte, pentru că nu sunt la foarte multe puncte distanță de Dinamo. Și încă și ei speră la locul 14, ceea ce duce automat la baraj. Deci să nu fie retrogradați direct. Dar până la meciul Rapidului, noi trebuie să câștigăm astăzi, neapărat, ca mai apoi, diseară, când o să fie meciul dintre Rapid și Clinceni, să știm clar pe ce loc am terminat sezonul regulat. Care este momentul de față, știind că vom juca în play-out de mai bine de o săptămână, știm acest lucru, care este în momentul de față obiectivul conducerii clubului UTA? Obiectivul este clar, ca și până acum, a fost evitarea retrogradării și evitarea barajului, iar mai apoi o clasare cât mai sus în clasament. Anul trecut am terminat pe locul 8. Anul acesta, dacă egalăm această performanță sau chiar reușim să terminăm pe locul 7, este automat, putem să spunem că este un an bun din punct de vedere sportiv. Nu ne uităm la ce puteam să strângem puncte, dar ne aducem aminte din campionatul trecut, au fost și acele vociferări pe baza aceasta. UTA anul trecut nu și-a depus dosarul pentru cupele europene. Acum o eventuală clasare din nou pe locul 7 sau 8 ne-ar aduce la acel baraj pe care anul trecut nu am participat, dintre locul 7 și 8, care teoretic te poate duce în Conference League. Cum e în acest an? Da, anul acesta, dacă o să reușim să ajungem pe locul 7 sau 8, o să participăm la acel baraj, la primul baraj de calificare dintre locurile 7 și 8, iar mai apoi, dacă reușim să trecem de acest baraj, o să participăm și la următorul baraj cu locul 3 sau locul 4, în funcție de, depinde cine câștigă Cupa României. Dar deocamdată să le luăm pe toate pe rând. Avem meciul de astăzi cu Mioveni, care, așa cum am spus, neapărat cele 3 puncte sunt vitale.
Și mai apoi mai sunt încă 9 meciuri în play-out, în care... Se pare că 8. Da, se pare că 8 până la urma urmei, dar până când nu este nimic hotărât 100%, până atunci noi trebuie să ne pregătim pentru 9 meciuri în play-out, în urma cărora vom ști unde ne situăm și unde o să ne aflăm în clasament și mai departe vom vedea la momentul respectiv. Au tot fost discuții și legat de gazonul de pe Francesc Naiman, atât în perioada lui Jussi Balint, cât și acum în perioada lui Ionuț Badea. S-a tot discutat în aceste zile. A participat conducerea clubului UTA la aceste discuții în care s-a pus problema schimbării gazonului? Da, s-a participat la discuții, s-a participat la ședință la primărie unde s-a discutat și tema gazonului. Din câte am înțeles, s-ar dori pe cât posibil ca imediat după terminarea campionatului, undeva la sfârșitul mai când se termină, în cele două luni de pauză, care momentan încă nu știm exact când va reîncepe sezonul următor, dacă am în cele două luni de pauză s-ar dori, din câte am auzit, s-ar dori schimbarea gazonului. Cu unul hibrid, dar a apărut și varianta să se schimbe doar în noiembrie din cauza problemelor birocratice. Deocamdată ce știu să vă spun este, sunt doar discuții și doar acele dorințe, dar care n-au fost încă puse pe hârtie și să vedem hârtia semnată și ștampilată în care se scrie clar din data de se încep lucrările pe stadionul Francesc Naiman. Legat de acest match, se cunoaște faptul că suporterii clubului UTA au astăzi o acțiune în solidar cu refugiații războiului din Ucraina, în care se strâng bani, se strâng tot felul de bunuri pentru ei. Clubul UTA participă cumva oficial în această acțiune? Clubul UTA și cei din conducere și împreună cu cei de la Recon s-am pus la dispoziție aici la stadion încăperi în care s-au strâns diferite articole care o să fie trimise în Ucraina sau la granița cu Ucraina. Astăzi, într-adevăr, se strânge la fan shop și apoi cei din galerie au organizat o strângere de fonduri care vor la sfârșit vor fi trimiși către refugiații din Ucraina care au fugit, din păcate, din calea războiului. Și fiindcă se apropie repede meciul, cum vezi meciul de astăzi? Sper să văd goluri marcate de UTA. O să fie un meci totuși greu, pentru că se știe Mioveniu are un stil de joc defensiv. Nouă nu ne place neapărat să jucăm contra echipelor care se închid, dar așa cum am mai vorbit cu virgulă colegii, am spus că dacă reușim să marcăm până în minutul 15, cum n-am făcut-o până acum, am făcut-o niciodată, sperăm să reușim să marcăm cât de repede și atunci, dacă totul merge bine, să fie un meci mai la îndemâna noastră, mai ales că și cei de la Mioveni vor trebui să iasă la joc și atunci nu o să-și mai pot practica acel joc închis. Rămâne de văzut. Dacă reușim de data aceasta să introducem mingea în poartă, rămâne de văzut. Mulțumesc și hai UTA! Mulțumim și noi și domnul UTA! Haide UTA!